Victima unui accident auto în urma căruia ajunge într-o stare extrem de gravă, respectiv în stare vegetativă persistentă, nu va mai putea primi pe asigurarea RCA despăgubiri mai mari de 500.000 de lei, potrivit unui nou proiect de lege RCA transmis de ASF spre dezbatere în Parlament. O astfel de victimă poate obține în prezent în instanță și peste 1.000.000 de euro. Propunerea prezentă în proiectul ASF a venit din partea asiguratorilor care se plâng de creșterea despăgubirilor plătite pentru vătămări corporale și de practic neunitară din instanțe, anunță Hot News. ASF a anunțat marți că a aprobat și înaintat Parlamentului un nou proiect de lege RCA, ca urmare a integrării observațiilor și propunerilor rezultate în urma dialogului derulat în cadrul grupului de lucru pe asigurări. O altă prevedere importantă este introducerea compensării directe între asiguratorii RCA. În urma compensării directe, asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate recuperează contravaloarea daunei de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului. Procedura compensării directe se stabilește prin convenții multilaterale încheiate între asiguratorii RCA. O altă noutate este cea referitoare la durata poliței RCA. Astfel, contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea asiguratorului. O altă noutate vizează posibilitatea de suspendare a poliței RCA.